Vlad, Alex sau Sasha, dar cred într-un om care vorbea despre iubire. Ce definim împreună există de podcast. Eu lui Vlad e mult sarcasm. e mult mai bine să fii bogat și sănătos decât sărac și bolnav. Salut dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast la Tablă. Astăzi l-am ca invitat pe Peter Vlad Ianosevic. Salut! Salut! Uh, A, o să mă la Vlad, e ok? Da. da. Uh, Vlad, prima întrebare pe care o dau eu la toți invitații mei, îi povestească un pic despre ei, ce fac, ce au făcut, ca ulterior ceea ce o spui să aibă cumva tangență sau să aibă perspectiva și forța lucrurilor spus. Um, cred că momentul acum principal pe care încerc să-l fac cu cât se poate de mult succes e să-mi creez niște spații libere de timp ca să-l am pentru a fi un tată mai aproape de o anumită imagine pe care o am despre tați și un soț mai aproape de o imagine pe care o am despre soți. Și asta a dus la faptul că azi dimineață, întâmplător, mai fac și sesiuni de coaching. A, am avut două sesiuni cu doi clienți corporativ după care m-am apucat să fac curățenie în casă. Asta fac într-o zi de ce azi? Miercuri. Da. Și da, și mâine probabil o să fac la fel. A, da, dar mâine mă duc și la birou de migrație și azil să văd dacă mai rămân în Moldova sau nu. nu. e distractivă viața mea în Moldova. Dar ne ai ce să ne Nu, și probabil nici nu o să am, pentru că am germană și română și în clipa în care aș primi o peste moldovenească, aș pierde pe cea germană. Și m-am gândit un pic dacă merită și am zis că totuși o să le păstrez pe cele pe care le-am. Dar aș putea să primesc un permis de ședere permanent între timp. Am 14 ani de când sunt pe meleagurile astea. Um, problema e că ar trebui să dau un examen de limba română și până, la, până acum l-am ratat. Adică am ratat uh, deadline-urile la el. N-am ajuns A. să le... Da. Dar mi-ar fi și rușine. Știi dacă mă duc acolo și îl fac și cine știe ce rezultat? E. Nu cred că se ratează la capitolul 1 de deadline. Dacă apar întrebări de matematică? A, nu cred. Îți dau telefonul să fie cu Zvanoc Drugu. Da. Stop. Dar este, este examen de... Da, da. Pentru ăla permanent. Deci pentru asta de 5 ani, noi. Dar sau 2 ani sau 3, nu. Dar dacă vrei permanent, eu aș putea să primești permanent. După 6 ani sau așa ceva primești permanent. Dar deci trebuie să dai examen de limba română sau moldovenească, nu știu ce nimeni. Hai să începem mai, mai, mai din vreme un pic, ca pe lumea ar crede că mă faci curat în casă. <laughs> da. À, în ce circunstanță ai, 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 ajuns să trăiești în Moldova 14 ani? La lumea de ce pleacă, dar nu vine din... Da, da, cred că asta a fost o decizie logică bazată pe argumente emoționale de genul ăsta. De acolo de unde pleacă toți se creează oportunități interesante, de fapt. Și adevărul meu e că am plecat din, din, România la 20 de ani spre Germania, am făcut acolo trei facultăți la Universitatea din Göttingen uh, și la un moment dat într-o discotecă am văzut o domnișoară care discuta cu niște unguri și îți dai plecat din România, vezi o domnișoară simpatică care discută cu niște unguri, a trebuit bineînțeles să o salvezi din ghearele, nu? Uh, și am salvat-o așa de bine că între timp suntem căsătoriți și uh, avem 14 ani de că suntem în Moldova. Toți care ne ascultă acum și se bucură din spațiul ah, balcanic -o românesc o să fie minunat de fericiți, nu și din Budapesta. <gântu -i> Dar o să ia ca o glumă. Dar ăsta doar românii înțeleg. Da da da, 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 exact. Am fost la un meci de fotbal pe Național Arena unde a jucat Ungaria cu România și am înțeles atunci ce înseamnă relația. multă pasiune. Da, da, da. da. Și context istoric și da. sunt foarte multe... Momente. Dar o să mai ajungem și aici pentru că de fapt eu acum am 47 de ani și m-am îndepărtat destul de mult de orice înseamnă a fi ceva. Între timp cred că am rămas la a fi Vlad și e suficient. Da, da. academia pe care o aveați voi cu Eugen, e mai este da, da, Academia de Caloie Dimitrescu e un proiect de, sau a fost un proiect de business, probabil unul dintre primele proiecte de business social din Moldova, um, probabil singurul pe o platformă de SRL pe vremurile respective când au început, în 2012, împreună cu Eugen și la un moment dat echipa s-a mai mărit, uh, făceam tot felul de -uri, de uri de business cu diferite companii, pe leadership, pe discurs public team building-uri diferite pe care le ofeream partenerilor noștri de business. Profitul corporativ pe care soția mea și cu mine ca proprietar de firmă ar fi trebuit să-l avem teoretic, renunțasem la el și ori îl împărțeam între noi în, în, echipă, ori mergeam sponsorizarea unor proiecte sociale și asta a fost specific. Cu asta ne-a dus de fapt să facem multe training-uri gratuite le numeam sociale prin diferite școli am ajuns în spital și în pușcării și mă rog, a fost um, un drum foarte interesant um, de fapt um, al trainingurilor, care însă așa privit în urmă pe mine m consumat foarte mult la nivel de uh, energie și de asta acum poate și încercarea mea de a mă regăsi într-o altă, într altă postură de poate mentor sau coach în relații asta de unul la unul um, tată, soț cum spuneam Uh, fiu, mai încerc și asta să fiu din când în când e, e interesant, Training-urile în continuare le facem nu cred că vor dispărea vreodată din, din viața mea, dar focusul nu mai este așa de, așa de puternic pe ele chiar acum recent vorbeam apropo să ajung într-un iarăși într-un proiect social sper la un moment dat la drochia la, la tine în, în oraș și în școală și să vedem ce o să iasă și din gândurile asta. învață înțeles totuși, da? Ne-am ne ne înțeles că, sau mai bine zis, ce am înțeles este că îmi pare că ne înțelegem foarte bine uh, și uh, o să vedem ce o să iasă din momentul ăsta uman. Până la urmă, nu știu, am văzut că și business de fapt tot cu oameni îl faci, nu îl faci cu SRL-uri, ci faci un om cu alt om sau e un moment de relație interumană care se construiește și la fel uh, și proiectele noastre sociale au fost. Pentru mine asta e disonanța cea mai mare pentru că te uiți la diferite training-uri, te la diferite procese care gen îl vezi pe internet sau în cărți care sunt scrise și apoi ajunge realitatea uh -huh. realităților da. <laughs> și vezi că lucrurile se întâmplă un pic diferit decât ceea da. ce aici scrie în carte. Uh, și pentru mine a fost șocant și uh, cred că pe la vreo 30 și ceva de ani mi-am dat seama că de fapt am dreptul să modelez realitatea așa cum am eu chef și că un SRL nu este un SRL doar așa cum ți se spune în manualul ediția 14 de la Facultatea de Economie, prin care eu aproape n-am trecut, dar adevărul este că eu nu cred că sunt un model sau noi ca firmă suntem un model de, de business de succes, suntem probabil un model foarte interesant de platformă de succes pe care s-au construit niște oameni cu un stil apropiat de, de training, cu un stil sau cu, cu, cu niște valori poate foarte, foarte apropiat. Deci eu cred că una dintre ideile principale pe care le avem la bază este că uh, momentul ăsta pe care noi îl avem acum s-ar putea să fie ultimul din viața noastră și atunci mai bine ne bucurăm un pic de el, mai bine îl facem într-un fel uh, mai asumat și uh, pentru asta nu ai nevoie de bani, nu ai nevoie să-i aduni o viață întreagă și să-ți distrugi sănătatea pentru, uh, pentru ei. Desigur, însă, latura mea uh, de trainer de business sau de coach de business există și din ea uh, se finanțează lucrurile pe care eu le fac și în spațiul meu privat. Uh, de, e o jonglare cumva până la urmă. Deci eu eu n-am înțeles exact de ce trebuie să fiu doar trainer de business din moment ce am o latură socială. Și atunci aned sau Academia Nicolae Dimitrescu exact asta a fost manifestarea unor dorințe întâmplătoare în oameni și ca Eugen pe care tu îl știi, Eugeniu Gârlă, a, dar nu numai, nu știu, Diana, Camelia, Vlad, Alex, sau Sasha, alt Sasha, mai există Crede, încă unul, da? sunt doi mă. <fie> um, Nina, mulți oameni care, în, în, nu știu, așa 10 ani de când suntem prin spațiu ăsta, au fost 30-40 de oameni care au interacționat cu AND-ul într-o formă sau alta. Unii au rămas, um, alții nu mai sunt în spațiul nostru, dar au fost, au fost anumite interacțiuni de, uh, de un anumit fel de calitate. Și um, până acum a făcut sens. Adică până acum a fost, a fost ok. Ce o să urmeze, nu știu, dar e interesant, pentru că e clar că e o perioadă de multe um, momente care nu sunt foarte stabile. Moldova cred că niciodată n-a a avut un grad mare de stabilitate, dar asta cred că e singur, singura chestie stabilă despre Moldova, e că totul e instabil. Dar așa instabilitate ca acum politică, geopolitică, război, ce se întâmplă, Uh, parcă n-am mai simțit din istoria mea cel puțin în Moldova. O să vedem deci la ce o să ducă drumul. Cât mai rămânem, probabil o să continuăm să facem astfel de, uh, de momente. Așa cum am zis, fiecare trainer sau fiecare om de pe această platformă a ND ului în forma în care consideră uh, necesar uh, și îi dăm de mai departe. Mi-e interesant treaba asta cu școala, care ai spus, pentru că <coughs> am vă foarte multe modele, foarte mulți oameni care fac bani într-o parte ca să investească în altă parte. Adică gen, este un nene în state care facea bani ca ulterior să facă școala pe roți pentru copii care trăiesc în stradă sau să învețe efectiv a scris și a măcar. și da, tu spuneai da. că ai fost în, în școli. Iată, ce gen de training-uri predați în școli? Uite, noi, noi cred că în total, sincer, la un moment dat cred că ne-am oprit un pic din, din calcule, dar probabil suntem undeva, cu toată această echipă de care, de care vorbeam, suntem undeva la vreo 10.000 de tineri cu care am lucrat gratuit până acum în, în anii noștri de formare, um, 1.000-2.000 poate de profesori cu care la fel, acum chiar zilele astea, o să se pornească un, un proiect social de data sau cu finanțare serioasă prin ONG-ul nostru, uh, în care... Diferiți profesori inspirați sau vor fi inspirați și de, de către noi um, Și astfel de lucruri, nu știu cum, s-a întâmplat o chestie mult mai mare decât am crezut eu că va fi vreodată Iar ce eu făceam era că mergeam în diferite locuri unde oamenii ne chemau La un moment dat asta a fost condiția, pentru că la început mergeam noi de capul nostru uh, După care am primit și o aprobare de la Ministerul Educației cum că avem voie, pentru că nu orice SRL sau nu oricine are voie să țină diferite trenguri în, în școală sau într-o școală. Um, și ce făceam era să vorbim despre o Moldova un pic diferită. O Moldova un pic diferită de asta care e acum. Um, să vorbim de care sunt valorile care ar susține o astfel de Moldova. Uh, să vorbim despre misiunea fiecăruia dintre noi. Și apar, um, da, apar niște momente foarte, foarte interesante cumva. Um, unul din colegii mei, sau unul din colegii au fost la Omda la Dorozkaya. Eu nu am fost acolo, satul din Transnistria, sau cu momentul ăsta foarte problematic Transnistria. S-au întors bocini de acolo în sensul că nu era exact clar cine pe cine a inspirat, pentru că s-au întors ei mai inspirați decât decât poate ce au lăsat în urmă. Eu am fost odată într-un sat uh, din care a venit un mare politician uh, din Moldova care zboară acum cu avioanele prin diferite locuri și încă nu e de găsit uh, la Pitușca, în și în care la școală am pus uh, copiilor o în întrebare erau tineri între 12 și 14 ani uh, și am întrebat uh, ce cred ei că mai așteaptă viața de la ei nu întrebarea clasică de ce așteptăm noi de la viață. Da? Eu am un zaparojeț din 70 și nu știu cât, nu, 86. Am un moscovici din 75 și mai întreb un giguri, clar, nu? Normal, ca să-mi trăiesc nebunia până la capăt. Dar astea toate sunt lucrurile astea pe care tu le vrei. Da? Tu stai pentru că ești băiat bun, îi zici lui Dumnezeu ce aștepți tu de la viață. Dar a, există și o altă întrebare care a venit apropo de la Victor Frankl, un psiholog austriac, o poveste foarte interesantă, care ziceam. Poate înainte să ne. sau în același timp cu întrebarea de ce mai așteptăm noi să ne dea viață, poate să ne gândim și ce credem noi că mai așteptă viața de la noi. Sau poate Dumnezeu, dacă cineva e mai aproape de religie. Și întrebarea asta schimbă un pic contextul. Și o întrebare foarte dificilă, de fapt, chiar și pentru un, un, un matur. Dar să o unui copil de 12-14 ani e și mai greu. La care unul dintre ei a zis că el crede că viața așteaptă de la el să construiască o piscină în sat. Și exact următorul copil a zis că el crede că viața așteaptă de la el să aibă grijă de părinți până la capăt. Și uite, de exemplu, pentru mine venind în afara asta e Moldova. Exact asta e Moldova, în ăștia doi copii. E așa o, o eternă crăcănare între ceva palpabil, măsurabil, foarte concret, piscină, știi, pentru care sapi 3 metri sau 2, nu știu cum se face, Nu da, ai o lungime, ai o lățime, ton pe aia niște apă, sari în cap și te bălăcești. Deci, foarte concret, foarte logic. Și partea cealaltă, care e foarte greu de prins în, în cuvinte. Iar eu l-am experimentat pe ambele aici. Și sunt, sunt ambele din plin, într-un fel, și mi se pare o combinație foarte interesantă. Okay. Încă s-a păstrat un anumit gen de spiritualitate pe care eu în Germania, de exemplu, nu l-am găsit. Sau nu în forma asta, care pentru mine, de exemplu, era, era cred, important. Și cu asta ne, ne ocupam. N-aveam, sau nu avem n-aveam și nici nu avem vreo apartenență politică, uh, nu avem nicio apartenență religioasă, în sensul că uh, sunt oameni în firmă, două persoane care sunt mult mai aproape de Dumnezeu în spațiu, în, sau în, știu, Din, în, forma, în forma clasică da, de înțelegere. Uh, eu mă definesc că a fi creștin ateu, eu nu cred în Dumnezeu din Biblie, eu nu cred în momentul biblic al creștinității mele, dar cred într-un om care vorbea despre iubire și, și, cred că am putea să fim mai buni dacă am, ne-am aplicat un pic mai mult și înspre astfel de, de mesaj. Asta cu siguranță. Da, ți-am răspuns la întrebare. am, am vorbit, da, nu? Da, cred e, că da. E, nu, eu asta, eu asta e scopul unui podcast, să nu vorbească moderatorul, să vorbească invitatul. E groaznic să fii <laughs> trainer de comunicare și să vorbești într-o... Dar tu ai spus trei facultăți ai făcut în Germania. Uh -huh. Trei facultăți? Da. Una după alta? Nu, cum? e alt sistem. Um, deci e, e un sistem în care poți să faci una dar bună, uh, faci, de exemplu, medicină și o faci până la capăt și durează vreo 9 ani, sau dreptul, care durează și vreo 5-6 ani, cu diferite specializări, cu așa dar există tot un, sau exista pe vremea când eu m-am făcut masterat acolo, un sistem care îți permitea să faci două facultăți principale sau o facultate principală și două secundare și eu nu știu exact ce vreau să fac cu viața mea la 22 de ani când am început studiul. am luat-o pe asta de-a treia și am făcut cultură și civilizație italiană, am făcut istoria religiilor, mi se părea interesant și psihologia socială și economică iar, de fapt, din asta, din ultima, pot să zic că asta m-a însuțit, fac training de 21 de ani, am anumite specializări dintr-un domeniu de coaching și terapeutic și, de fapt, asta a fost baza. Dar celelalte au fost, cred, necesare pentru, în anumite momente, pentru mine sau pentru anumite lucruri de care, aveam, de care simțeam că am nevoie. Ultimul timp e foarte E un subiect despre care se discută în general în lume, dar despre care Moldova încă e un subiect tabu. Asta e vorba despre sănătatea mentală. Da. Noi ne-am am discutat despre Sau noastră. Da. Nu înseamnă că noi putem vorbi despre sănătatea mentală individuală, fiecare. Dar presupun că Presupun, nu știu, în termeni științifici, dacă există așa ceva, sănătate mentală colectivă. poate să existe așa ceva? Exist? Sigur. Da. da. Ce definim împreună există. Da. E podcast. Hai, dăm formă da. acum. Da. Da, 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 da. Cred da. că sigur trebuie să existe. Um, mai ales acum, în secolul 21, când mi se pare că noi am devenit mai vulnerabil un pic or. Ori mi se pare, nu știu, adică. Nu, nu, nu cred că ți se pare. Cred că devenim și mai bogați, a, prin asta avem și mai mult timp la dispoziție, și timpul ăla nu întotdeauna îl, îl umplem cu niște chestii care fac sens, și atunci apar, cu siguranță, pe un astfel de fond, pot, fond, pot să apare și în anumite momente semne de întrebare la nivel de, de sănătate mentală. Pe de altă parte, pandemia și lockdown-ul pentru niște ființe sociale pe care ai trebuit să-i ții acasă într-un spațiu foarte restrâns, cred că n-a fost nici extrem de benefică, iar acum, în, în zona noastră, cel puțin, presiunea asta a războiului este cu siguranță o temă importantă. Dacă o să treci prutul spre România și după aceea te duci mai departe Germania și Franța, războiul devine mai mult un moment ăsta teoretic, pentru că e o temă mai cu prietenii la cafea ne îngrijorează un pic dar avem avioane NATO și tot felul de chestii deci e, rămâne un spațiu de small talk de fapt. dar pentru noi cred că e un moment foarte important iar eu probabil în toată cariera mea de 21 de ani de trainer nu am ținut atâtea training pe stress management cât am ținut în ultimii 2 ani jumate cu siguranță e un moment important momentele mele de, de coaching pe care le fac teoretic ar trebui să fie orientate la anumite obiective. Deci, asta e un proces clasic de coaching, în care tu te uiți la unde ești acum, în clipa asta, ce vrei să atingi peste, nu știu, 3 luni, 3 ani sau 300 de ani, și începi să construiești împreună cu cineva care te însoțește un anumit plan de drum pe care mergi, cu succes, cu mai puțin succes, dar te deplasezi într-o anumită direcție. Pe de altă parte, discuțiile pe care le am în astfel de sesiuni, deseori sunt și despre presiunile noastre emoționale. Deseori sunt despre ce apasă pe oameni în acel moment și astea sunt chestii foarte, foarte, foarte diferite. Sunt momente de familie care sunt importante, sunt momente personale care sunt importante, de dezvoltare, de frică, de nesiguranță, de bucurii, tot felul de astfel de momente. Iar în ce privește ce spuneai tu de o sănătate mentală colectivă, Uite, da, iarăși, filmul un pic în, în urmă ce vorbeam înainte de emisiunea noastră, unul din părinții a, psihologiei, Alfred Adler, vorbea de faptul că trecutul poate nu e așa de important, precum spunea Freud, dar um, fiecare dintre noi se naște pentru a îndeplini un anumit obiectiv în viitor, conștient sau inconștient, noi ne ducem spre acel obiectiv. După care, Victor Frankl, iarăși, um, menționa un lucru care pentru mine a fost foarte interesant. că Problemele uh, psihologice pe care le avem deseori apar din lipsa uh, sensului în viața noastră. Pentru că facem o masă care se produce în China și se vinde în Moldova. Tu, ca om, ca meșteșugar sau cum era pe vremuri, nu mai ai acces direct la clientul tău, nu mai aveți bucuria, nu mai aveți tristețea, nu, nu mai ai partea asta socială, muncitale. Și atunci se, parte o, se pierde un, un anumit sens al, al vieții noastre. Um, unul din uh, modulele pe care noi le aveam în, în trainingurile sociale pe care le făceam nu numai în școli, dar și în uh, spațiu de business. Se numește Moldova 2053. Este o viziune, de fapt, uh, a unei țări un pic diferită de ce avem acum. De fapt, mai bine zis, poate nici măcar nu e așa o viziune cât este un obiectiv. Deci, 2053 este anul, de fapt, în care Germania, Alveția și Suedia, dacă vrei, vor veni la Chișinău să depună cerere de aderare la Moldova și mai avem timp până atunci să ne pregătim a, pentru că nu poți să iei chiar pe toți da? și o să trebuiască să le facem un plan exact Acum ce se întâmplă acum cu Moldova trebuie să, noi să le facem de data asta un plan de integrare probabil ar trebui să le dăm niște bani să le dăm niște experți să le dăm tot felul de a, ne chestii a, și asta e o viziune, e, e o nebunie de tot e, e o chestie care nu e logică dar nu contează pentru că nu parte logică e importantă într-o viziune ci atingerea emoțională pe care o ai iar eu de când sunt aici am întâlnit o groază de oameni care au capacități enorme dar singura lor dorință e să și le pună, în, să și le activeze în Germania sau în Spania sau într-un alt spațiu decât Moldova pentru că asta ni se zice în fiecare zi Moldova e de rahat n-ai ce să faci aici, du-te în altă parte fă altceva, orice numai aici nu dar de ce să nu schimbăm și momentul ăsta? De ce să nu fim un pic altfel? De ce să acceptăm tot ce ni se dă uh, din exterior când poate ar fi cazul sau poate ar fi momentul să începem noi un moment de construcție? Și interesant, pentru că am avut foarte multe discuții pe, uh, pe tema asta, uh, chiar și acum recent am avut o chestie că, da, un, un astfel de proiect, bineînțeles, când necesită multe schimbări, ale fiecăruia dintre noi, la nivel de comportament, de nu știu, punctualitate, când sunt invitat la un podcast, de exemplu, sau în altă parte, de asumarea unei responsabilități, de momente în care businessul nu devine poate doar SRL, ci devine rășutentă socială și rezolvă anumite probleme. Deci, tot felul de lucruri care se nasc din, din schimbare de perspectivă. Și în discuții sunt, <laughs> bun, merge și așa. Schimbarea vine și organic era de mult, 2000 și ceva de ani care vorbaia vorba aia că nu intri niciodată în același râu, pentru că și tu ești diferit și râu va fi diferit de fiecare dată când o să faci pasul înăuntru da, așa este mi-e teamă însă și asta e o chestie care pe mine așa mă macină foarte puternic pentru că cum adică mă chiar tulbură și scoate din pepe în deseori că o schimbare organică uh, nu este soluția pentru Moldova de azi. Pentru că eu când am, sau noi când am început acest drum al unui social business în Moldova, să zicem 10 ani în urmă, hai să dăm 10 ani în urmă, pensiile în sate erau pe la vreo cât? 40 de euro pe lună? Da? Moldova, ca țară, da, gândește Cretic, că era și mai mici. Și mai mici, nu? Erau și 400 de lei, da? De lână, sau 450 de lei? Deci între 20 de euro și hai să zicem 45, zicem, 50 de euro. Deci între 20 și 50 de euro am avut pensie acum 10 ani. Acum au trecut 10 ani și, în mod organic, ele s-au dublat și s-au, nu știu, aproape. Avem cât? 80, 80 de euro pensie? 1600 de lei. E mult mai mult decât 400. Nu? Sunt, uh, Ai pensie de, de 3 ori mai mult. Dar, de fapt, în clipa asta, dacă nu ar fi banii de peste hotare, oamenii ar muri de foame, sau ar muri de fric, sau ar muri de așa. Organic, în 10 ani. În 10 ani erau 3.000 cât? 500? 3, 500 de moldoveni. Da? 500 de mii sau 3 milioane, 600 de mii, nu mai știu exact, vreo 3 milioane și ceva de moldoveni erau, da? Acum au trecut 10 ani, mai sunt 2 milioane, 600 de mii sau 2 milioane, 800 de mii. nu mai știu care e ultimul... Asta da? pe document. Da, pe document, cât mai suntem, serios, da, uneori și eu am sentimentul că de fapt sunt mai puțini. Toate businessurile cu care eu lucrez au nevoie de oameni buni, toate ONG-urile pe care eu le cunosc au nevoie de oameni buni, instituțiile de stat au probleme pentru că le lipsesc oamenii buni. Deci toate, toate, aceste entități mai devreme sau mai târziu au nevoie de oameni mult pentru că nu mai sunt așa de mulți oameni. Deci organic ai crescut pensiile, dar tot de fapt anumite părți sau anumite clase sociale sunt la pragul de Hmm, dacă n-ar avea rum de peste hotare cred că ar fi un dezastru total social um, și pe de altă parte deci pensiile cumva au crescut dar nu suficient iar oamenii au plecat și sunt din ce în ce mai puțini în condițiile în care mh, cred că sunt multe țări de prin Africa sau diferite deșerturi care ar avea nevoie de un pic de pământ cum e Moldova da? deci organic Mie mi se pare că nu e. Eu nu văd de unde să vină o astfel de soluție. Dar ce văd este multă inteligență care însă nu are încă forța de a visa. Sau nu mai are, mai bine zis. Nu mai are forța de a, de a crea un vis care apoi să pună guvernanții și să pună clasa politică sub presiune. Pentru că, de fapt, din asta se ceaușesc în România sau în istoria uh, pe care eu am trăit-o, aveam 14 ani când s-a terminat nebunia uh, a venit din faptul că oamenii nu mai suportau de fapt ce se întâmpla și a apărut acel vis de libertate. În 86 era un tip care la Păiană Brașov și-a dat foc pe pire, pârtia de, de schi și s-a dus în jos pentru un vis al libertății. Visul ăsta sau visele pe care noi le construim se materializează, se transformă în fapte. La un moment dat se transformă în presiuni sociale. Dar dacă tu nu poți să le generezi personal pentru tine ca, ca om, foarte probabil nu o să le poți genera nici în, în, în jurul tău. Și cred că pentru asta sunt așa de importanți anumiți profesori sau anumiți piloni social care generează un, 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 o atmosferă de schimbare poate diferită de alți oameni. Apropo, e ziua voastră, nu? Voi cu profesoratul și sănătoși. Măcar azi, nu? Că după aia 360 de zile nu ne mai e în de voi, da? Dar da? da, azi să ne bucurăm de voi. La mulți ani, nu? Da, mersi. Noi da. filmăm pe 5 octombrie podcastul. El o să apară mai la sfârșit de octombrie. Da. Și nu știu, cred că apropo de, de momentele astea, de viziuni colective, de viziuni personale, de, eu am una mea, Vlad, eu ca om, cu siguranță am, am o imagine a mea care mie mi-a centrat foarte mult din modul meu de comportament. De ce am de făcut și ce accept să fac. Pe de-o parte. Dar partea interesantă este că și pe partea cealaltă. De ce nu mai am chef să fac? Și asta e la fel de important. Eu am avut în 2008, în 2009, am avut colaborări politice. An și ani de zile. După aia nu le-am mai avut până acum recent când iarăși am acceptat ceva. Pentru că n-am mai crezut în clasa politică de acum 10 ani. Nu mi, era, nu mi, era, suficient. Mă duceam după aia acasă și mă întâlneam, nu știu, cu soția sau după aia a apărut fetița. Eu nu vroiam să mă întâlnesc cu ei după ce am stat la discuții cu oamenii care îmi povestesc cum e cu schimbarea și, de fapt, eu știu că schimbarea va fi doar pentru familiile lor. Nu este, nu este ok. Sunt lucruri pe care cred că decidem să le facem pe baza imaginilor noastre de, de viitor, de cum va fi viața noastră, iar alte lucruri cred că trebuie să le refuzăm. Și aici vine un moment tare dur, pentru că, într-un fel sau altul, eu sunt ferm convins că ce spun eu este adevărat. Din păcate, părerile astea vin însă din partea cuiva care are acea cetățenie germană și are acea cetățenie românească și um, care oricând, de fapt, poate să părăsească țara. Adică, momentul meu de libertate personală este poate diferit decât la mulți, mulți oameni. Noi nu suntem bogați, dar momentul nostru de, de stabilitate financiară iarăși cred că este mai bun decât la mulți oameni. Și aici, pentru mine, lucrurile simple. Dai profesorilor salarii de mii de euro pe lună, îi pui de două ori pe an în avion și îi trimiți în toate lucrurile minunate din lume, ca să vină înapoi inspirați să construiască nu moldoveni și nu români și nu ruși și ucrainieni și să construiască oameni și în 30 de ani are o țară minunată. Singura problemă este că dacă le dai doar lor, după aia elevii pleacă în Germania. Iar asta eu nu mai știu cum să o rezolv. Eu am rezolvat-o doar pe prima. Știi? A doua trebuie să se ocupe alții de ea. N-am idee mai departe de fapt ce se întâmplă. Dar știu că educația din păcate, a devenit așa o frază din asta de tot, nu, fiecare o folosește, dar ar trebui să fie o, o, un fundament al, al unei societăți. Și încă nu este. Bă, doamne. De unde să începi? Încă de obicei, permanent, cu asta să termin, știi. Mm. Adică, vor, eu vorbesc foarte mult despre educație, pentru că eu încerc să promovez, să promovez educația în sine. să-i să desenezi diferite perspective și dimensiuni ca să nu se limiteze totul doar la nu știu, la învățat formule la școală, știi? Da, da. Și nu doar la partea asta de practică, uh. dar și ceva o leacă mai mult, care pentru cineva poate sună un pic mai uh, mistic, mai... Dar uh. pentru altcineva, în dependență de experiența pe care o în viață, lucrurile astea nu sunt atât deja de fantastici și... Uite, ziceam cu momentul meu de curățenie azi, că bineînțeles în timp ce fac curățenie, ascult tot felul de chestii uh, și uh, eu, eu n-am treabă nici cu matematică, nici cu fizica, le-am trecut pe vremuri și, mă rog, așa cu chiu uh, dar ce făceam la materiile astea foarte bine și foarte eficient era să chiulesc, adică era, eram bun, la, la partea asta eram foarte bun. Uh, și astăzi, cumva, ascultam un... Uh, Uh, discurs al uh, unui tip care întâmplător își făcea lucrare de doctorat tot în Göttingen și de asta bineînțeles că are dreptate, orice au spune are dreptate care povestea despre acceleratorul ăla de particule care a fost construit și deja funcționează undeva în Geneva în care tot felul de atomi, proton cum se mai numesc toni ăștia ai voștri așa da, se, da, da. se învârtă într-un tub, se dau cap în cap și din căpățânile astea sparte de atomi se naște energie iar mie mi se pare că asta ar trebui să fie temene pe care noi să le discutăm minunile la care a ajuns știința umană în schimb suntem hrăniți la televizor cu emisiuni politice cu aceiași oameni de 15 ani de zile ne învârtim doar în spațiul ăsta în care de fapt ne apasă durerile și problemele sociale și nu, pur și simplu îmi pare că nu, nu, mai reușim să, să mai ridicăm un pic capul, să vedem că există lumea aia de afară unde se întâmplă niște chestii absolut fantastice. Iar noi decidem să, nu știu, mergem cu 100 de kilometri printr-un sat și să ne facem semnul crucii când trecem pe lângă biserică, știa? Că suntem creștini, nu? Și depășim viteze și depășim totul, dar important e în fața Dumnezeu să fim corecți. Pentru că <coughs> cât nu este răstignirea aceea, nu te vede, domnul. Da, sigur, exact, da. Imediat după aia, țac, o da, unul la unul și iese bine o socoteală. Și pe urmă, adică ce faci păcat, că ori, pe urmă e ușor, pentru că să ceră scuză și să da, nu da, poți să da, da. Și din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că, de fapt, schimbarea organică, da, ea se întâmplă oricum, dar cred că uneori e nevoie și un pic să, să apucăm lucrurile poate un pic diferit, poate un pic mai multă nebunie, un pic mai multă visare, un pic mai multă, na, da, n-am idee. Să nu ne maturizăm poate așa de repede. Și eu asta spun, în ultimii doi ani am, am făcut pași gravi înspre maturizare. Îmi pare că ușor, ușor aproape ieși din pubertate, știi? Și e tare nasol, știi? Îți dai abia la 47 de ani și ieși din pubertate groaznic. Ce o să fac după aia? să la 50 de ani să-mi asum responsabilitatea de om matur de tot rahat. Nimeni nu vrea așa Eu nu știu cum eu, eu am acum 30 și mă sunt copil în suflet. Exact, da, și am 47 și exact la momentul ăsta sunt. Serios. Și aici e problema, pentru că eu pe de o parte înțeleg că trebuie să iau niște decizii împreună cu, cu soția. Trebuie să luăm și niște decizii foarte serioase în ce privește și viața copilului nostru. Unde, unde, trăim împreună cu ea? Ce sistem educațional îi oferim? Ce sistem de sănătate îi oferim? Pe de-o parte. Dar pe de altă parte, cred că este extrem de important ca uneori să stau să mă gâdil cu ea pe nu știu unde și să ne bucurăm de viață și eu să învăț de la ea pentru că ea se bucură și râde din, din, toată inima și plânge unor din toată inima. Și e tare, tare fain, e, e un, un, om care încă își trăiește emoțiile așa cum, a, așa cum i le-a dat natura sau Dumnezeu sau cine îl o fi, e fel, poate nevastă chiar. Da? Și e fain, e, e fain. Din punctul ăsta de vedere, eu am de învățat de la ea și cu siguranță până acum am, am învățat, sunt chestii foarte practice, am venit o dată, eram distrus efectiv în drumul ăsta tare ciudat de printr-o Europa, nu mai știu de unde veneam, București sau Europa mai îndepărtată, am ajuns la două noapte în, în Chișinău și uh, obosit trăiam atunci într-un apartament la etajul 3 și efectiv o, o oră după ce am ajuns în stare de epuizare am cărat bagaje de la mașină, sus pe trepte și trala. În timp ce asta mică a intrat în casă și s-a bucurat de fiecare păpușică ei, de fiecare colțișor al apartamentului. Nu puteam să fac și eu același lucru. Efectiv, 5 minute sau 3 minute de mers pe jos, departare, era o parcare cu plată puteam să duc mașina acolo să la 10 lei, era, era atunci parcarea pe noapte, îi dădeam 10 lei, el fericit, eu fericit, mă duceam acasă și mă bucuram și eu de păpușelele mele, n-am idee, sau alu mea, sau nu știu ce făceam. Dar momentul ăsta de, bucurie pe care eu cred că noi trebuie să-l păstrăm sau trebuie să-l reactivăm dacă l-am pierdut. Pentru că ne bucuram de lucruri mici? Da, absolut, absolut. Maslow, care, Abraham Maslow, care e cunoscut pentru Piramida. Pentru Piramida Necesităților. A scris-o un cărțălău despre momentul ăsta. Îl numește experiență de vârf și experiență de platou. Experiența de vârf e aia, nu știu, primordială de... Ți se întâmplă de 5-6 ori în viață, se naște un copil, niște chestii naște așa mari, frumoase, dar puternice. Și le așteptăm pe aia. Și el zice, băi, le așteptăm și ne uităm așa în zare după el. Și în timp ăsta pe lângă noi trec sute și mii de experiențe de platou ale micuțe, 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 frumoase. Dar cumulativele le poți da. depășească da. sau, sau exact. poți se echivalează da. cu da. lucrurile de sus. Între timp e clar că de fapt și burnout, burnout nu, nu, nu vine din, din problemele mari pe care le avem. Vine din micile, multe probleme micuțe pe care le avem în fiecare zi. În care ieși și nu-ți vine autobuzul la timp, în care colegul a spus nu știu ce chestie într-un anumit fel și toate astea cumulative joacă un anumit rol iar Chișinău sau Moldova nu este spațiu care să-ți să, -ți, să -ți oferă un spațiu, să-ți oferă, nu știu, un, un, fond emoțional pozitiv, nu este încă, da? oferă anumite avantaje, da. Dar nu este un... Am fost în Elveția, la prietenul meu cel mai bun trăiește în Elveția, am fost la Sangar să cumpărăm cașcaval dintr-un magazin mare cât ă, ă, studioul vostru aici, da? În fața noastră, patru oameni. Vânzătorul a vorbit cu fiecare dintre a câteva cuvinte, au zâmbit ralala, și pe aia am plecat acasă. E cu totul o altă atmosferă de tranzacție decât o vei avea la un magazin, la multe magazine în Moldova. Și aici lucrurile au început să se îmbunătățească, cu siguranță. Dar în continuare, nu suntem în, în spațiu ăsta pozitiv în care, în care să avem o societate care să te încarce cu prea multă energie ieși cu trotineta prin oraș sau ieși cu bicicleta prin oraș sau fă un copil și o să vezi ce fain o să fie când te plimbi cu căruciorul prin oraș. E minunat pe trotuare. Aproape inexistent pe alocuri. Iumorul lui Vlad e mult sarcasm, adică vreau să vă prind. Pe alocuri. <laughs> Aha. Da. Nu, aici, dacă să iei lucrurile în serios, am în vedere de cotidian, adică până la ora 9-10 deja am postești de minți. Da. dimineața vorbesc. Sigur, da. Da, bineînțeles. Și asta este realitatea pe care majoritatea dintre da. noi o avem o în avem fiecare zi. De-aia, de -aia de, voiam să vorbim despre sănătatea sa mentală. Da. Pentru că e mult mai ușor să fii sănătos mental când te zăgi să-și viața albii. Da. da. <laughs> și iată, când vezi blocurile ăștia sovietici 12, da. 16. Era un înțelept care a zis o chestie foarte importantă la un moment dat, că e mult mai bine să fii bogat și sănătos decât sărac și bolnav. <laughs> uh, și adevărul e că am avut dreptate. Uh, da, sunt anumite realități care cu siguranță nu ne, nu ne ajută și poate de asta a fost și încercarea noastră așa de focusată um, pe vremuri să mergem prin școli sau prin firmele cu care am lucrat sau instituțiile cu care am lucrat Moldova 2053, ca viziune de, de uh, viață sau de țară, noi o făceam și în triunghiul de vânzări. Deci, noi am făcut triunghiul de vânzări și nu refuzam dacă nu ni se permita să vorbim despre o Moldova mai bună și valorile care o însoțesc, precum și un proces de vânzare. Uh, pentru că eu nu am venit din Germania ca să învăț oamenii să păcălească alți oameni mai eficient, ci este altceva în spate. Și atunci cumva parte din, din, ce făceam noi era să oferim o platformă în care oamenii în sfârșit să vorbească unii cu alții, să se asculte, să comunice. Pentru că deseori, nu știu, cel puțin la venirea mea, acum 14 ani, momentul nu de leadership, dar de management era unul foarte, foarte directiv. Foarte, foarte dur pe alocuri. Iar și aici s-au schimbat mult lucrurile. Dar eu țin minte că de ce șoc am trăit în Germania prima oară la, la primul meu job când m-am trezit la o discotecă în Göttingen, trebuia să-mi bani bani a fost un job foarte important în viața mea tare fain pentru un student înțeleg, la discotecă, la intrare și a venit Klaus la mine și a zis salut, eu sunt Klaus și am zis la 21 picus de ani poate domnul Klaus și el a zis, nu, Klaus și după aia am avut 22 de ani când am început studiul la uh, psihologie cum ziceam, și am făcut un grup de lucru, erau 300 de studenți într-o aulă în asta foarte mare și fiecare din grupele astea de 5-6 persoane avea un mentor. Iar la noi, întâmplător, s-a nimerit să fie Miha, care a intrat în, într-o cămăruță în asta unde ne aciuisem și noi și a zis, salut, eu sunt Miha și fiecare s-a prezentat și a fost ok. Ca după aia se află că Mihai era de fapt profesor doctor Mihai Laștrac de la Universitatea din Göttingen. Pentru că era singura doctor așa, care avea grijă de o grupă, întâmplător s-a nimerit a, a, fi a noastră. Și acum, cred că era în 2016, nu știu, oricum vreo 2-3 ani înainte de pandemie, am preluat niște cursuri la facultatea de, de, drept. Um, la eu, iarăși n-am nicio treabă cu drept dar făceam discurs public momente de comunicare, leadership astfel de lucruri și prima chestie pe care o făceam era să rog studenții să dea băncile la o parte, să punem scaunele în cerc, să stăm în cerc și eu ziceam că sunt Vlad pentru că am avut parte de Claus și am avut parte de Miha și pentru că în momentul meu de statut nu se bazează pe faptul că îmi impun Respect în fața lor prin etaloanele pe care le-am primit cumva, nu știu. Și e foarte interesant. Încă mă, mă întâlnesc cu, cu oamenii ăștia pe stradă și și eu nu cred că au un moment de respect scăzut față de mine pentru că îmi spuneau Vlad. Dar era foarte greu, exact așa cum și mie mi-a fost greu atunci. Dar este important. Eu cred că este important pentru că sunt oameni în vârstă care nu merită așa de mult respect pe cât ar dori. Nu știu ce diplomatic am spus, iar alții care sunt mai tineri și care cred că merită mai mult respect decât li se oferă. Și e un, un, o joacă din asta a, a, a vieții, cumva poate. Iar în joaca mea, ce am învățat la un moment dat într-un spațiu german, și ce am învățat cu siguranță și în spațiul ăsta moldovenesc, sunt lucruri foarte importante. Ideea e că mă regăsească, <coughs> pentru că eu tot da, eram și, Alex pentru elevi. Da, da, și e normal. Și poate tocmai de-aia este, este și momentul tău de statut social, așa de diferit de, decât al majorității profesorilor de matematică, pe care foarte des oamenii nu-i cunosc. Pentru că se sparg anumite tipare. Iarăși revii la momentul ăla de toată lumea pleacă din Moldova, noi decidem să venim. Da, e, e normal, toată lumea studiază, ce ai dreptul să studiezi în Moldova? Economie, drept și medicină. În rest, dacă vrei să studiezi altceva, nu, nu e bine. Dar dacă vei studia altceva atunci și dacă vei fi bun în acel ceva, cu siguranță, vei avea la un moment dat un loc de muncă. Pentru că sunt prea mulți care se duc în, în două sau în trei uh, uh, direcții. Și atunci clar că pe partea cealaltă rămâne spațiu gol. Rămâne doar să aduci un moment de uh, nu știu cum să zic, de capacitate, de investiție în, în tine. În... Cu toate că eu nici măcar aici n-am -am fost un student așa de bun. Eu mi-am mi luat examenele, până la urmă le-am trecut, a fost, uh, a fost ok, dar nu pot să, să zic că am fost un student bun. Uh, la nivel de competențe sociale, da, aici, da. Uh, Pentru că și pun. la capitolul de competență de, uh, vezi că sunt... Uh, chestii de comunicare, socializare, da. care e greu să măsoare. Da. Pentru că eu ușor să, să vezi o memorat copil o formulă sau ceva gen dat. Da. Dar, de exemplu, am foarte mulți elevi care merg cu 10 pe linie, dar ca oameni sunt să-mi întrebare, de exemplu. Da. Și invers. Sunt foarte mulți copii extraordinari, emoțional, psihologic, socializează, nu știu, elementar îți dă un loc la autobuz la un domn mai în vârstă sau deschide o ușă la o doamnă care sau adică diferite cazuri de genul dat care sunt lucruri frumoase care, dar el dar, deja nu valorific în ochii societăți atâta da. pentru da. că oamenii sunt focusați pe chestii în numărabile numărabile da asta e. da, da. Și, apropo de ce spuneai tu de gesturile astea micuțe, o să se schimbe și o să dispară și Moldova. Erau și în România, au dispărut din ce în ce mai mult în orașele mari. Eu cred că ăsta e prețul pentru cardurile Visa și Mastercard și toate cardurile bancare pe care le avem. Devenim mai bogați și atunci încercăm să ne păstrăm mai mult avuția, într-un fel, și ne izolăm de, de ceilalți. Um, nu uita că e cu siguranță vom, vom ajunge și într-un moment în care uh, emanciparea va fi uh, feminină mai, mai puternic prezentă și în spațiul nostru, nu la nivel de discurs, dar la nivel de practică, și atunci vei avea și doamne care vor refuza un loc uh, să ia loc, pentru că uh, momentul ăsta de balansare lucruri prin care eu am trecut în, uh, în Germania. Și uh, pe, pe unele nuanțe o să fie mai greu de acceptat, pentru că nu o să le înțelegi prea uh, prea ușor. Altele mi se par absolut normale. cum era. vedeam în coace și sau eram aici în diferite secvențe de grupuri mai mari și dădeam noroc atât cu oamenii cât și cu bărbații, toată lumea era șocată. Sau când le zic la training număr în, în sală câți oameni și cât bărbați sunt, iarăși toată lumea e șocată, pentru că am auzit chestia asta, sintagma asta de câți oameni și câte femei erau într-un autocar în care eram cu soția mea și mergeam de la Berlin în, înspre Chișinău. Și am întrebat lumea zic, băi, da, e normal, și, da, se întâmplă. Și atunci am schimbat am definit câți oameni și a, câți bărbați sunt într-o sală. Și toată lumea începe să râde. Dar astea sunt mici, a, din punctul meu de vedere, mici semințe pe care le a, le arunci cumva. Și unele dau roadă, unele oamenii râd de ele și le uită Alteori râd de ele și își aduc aminte mai încolo. Dar... Suntem. Deci, eu sunt ferm convins că suntem într-un moment de schimbare. Lucrurile astea pe care, care ți-au ți atras atenția și plac, mi se pare și mie foarte interesant. Dar se vor schimba. Ce va veni nou, nu știu exact, dar probabil va deveni. Eu cred că va veni o Moldovă internațională. Eu lucrez cu firme care sunt uh, serios, anchor, ancorate în domeniul IT, uh, în care Oamenii de acolo nu știu exact dacă mai sunt moldoveni, dar erau pe vremuri. Între timp, nu au clienți din Moldova, lucrează cu statele Unite, cu Malezia, cu nu știu ce, cu lumea largă. Nu, nu mai au granița asta care era pe vremuri, că te duceai la Ștefan cel Mare și îți dădea o pata la ca să te duci cu oștenii peste Prut sau peste Nistru sau peste Nu. Iar asta cred că va deveni, va fi, vom avea o societate în care identitatea umană nu cred că va mai fi importantă. Și de ce ar mai fi așa de mult? Nu știu, eu... eu... cetățeni globali, nu? Exact, da, da, da. da și știu. o să învățăm despre da. cultură și tradiții din patrimoniul UNESCO și din cărțile care sunt. Da. Sau le vom căuta acolo unde, unde ele încă se păstrează și atunci o să-ți iei prieteni și o să te duci la arhive și o să intri în peșterile la care au fost populate de acum 30.000 de ani și o să le vezi. Pentru că vor fi accesibile. Dar nu trebuie neapărat să o faci ca român sau ca moldovean sau ca orice vrei tu. Ce poți să faci. De ce să nu o faci ca Alex? Dar am văzut în numele unor identități cât de mult sânge poate să curgă. Deci istoria omenirii este plină de astfel de chestii. Uită-te acum lângă noi. Da? Război între frați, da? se zice. Da? Unii sunt așa, ceilalți altfel, unii au un drept, ceilalți au alte drepturi. Am în două tabele sunt sfințite de preoți în numele Domnului, e același Domn, nici măcar nu sunt catolici. Sunt El sunt sus, sus se Ce se întâmplă? Da, întâmplă? serios, cred că săracul... Dar nu, eu, eu, nici nu cred între timp că e bărbat, cred că e femeie, că are, are un umor și sarcastic, Dumnezeu, că eu cred că e mai degrabă femeie. Nu știu, așa cred sau poate au fost bărbat până acum așa, au femeie s-a <grijos> schimbat Sunt <grijos> întoarcă. Băi, nu știu, de. dar știu că am și eu anumită, deci e clar că dacă există o să am și eu o listă de întrebări măcar un podcast să faci cu el, să-i pui tu niște întrebări. Este o sau carte ei. care de fapt este ecranizat Interviu cu Dumnezeu interviu, da, O am și eu și am încercat să, să o citesc, dar nu a fost neapărat atunci ce aveam nevoie dar apropo, în capitolul ăsta pe care l-ai deschis, cred că și asta este un drum important al schimbării. Mie mi se pare că în Moldova nu se citește atât de mult pe cât ar trebui. Um, au fost cărți, cu siguranță, pentru mine foarte importante, care exact la momentul potrivit au, um, nu știu cum să zic, mi-au um, fundamentat anumite gânduri sau anumite, anumite, nu știu cum să zic, sisteme mentale și m-au ajutat să merg mai departe, mă concret. Că... Eu am avut o problemă, deci eu, te știu de când încă eram copil, hai să zicem așa, unde erai la... Da. Nici eu nu mă știu de atât timp, da. uh, Din 2012, <laughs> pare mie. Okay. tot la un teren de top. Um, și eram cumva mi s-a sădit uh, sămânța asta în cap că trebuie să citesc uh, foarte multă dezvoltare personală, vorbim de leadership, mm, chestii de da. genul. Și așa de mult am băgat în cap asta că el a început a șterge tot. Adică, băi, adică mm. Era o chestii care poate acum să le recitesc, o să regăsesc lucruri noi pentru că mm. am și o experiență mai mare, un pic și cumva da, uh, pot și cumva să. Bă, asta e bine, asta îmi trebuie, să nu. Dar am citit foarte multe cărți bune sau foarte multe cărți potrivite la timpul nepotrivit. Da. și foarte și mai puțini cărți potrivite la timpul potrivit. Uite, aia, aia cred că era faza în care poate, eu eram mai, mai aproape de o literatură mai de pozitivismul, dezvoltare, oricum vrei să o numești, dar deja au trecut ani de zile în care de fapt îmi trag anumite gânduri din uh, filozofie greacă, uh, din romane. Sunt uh, la răsării de Eden, de exemplu, e un concept acolo de alegeri și cum să faci alegere astfel încât să fie o alegere corectă? Absolut minunat. Se bazează pe un cuvânt. Da? Genial. La un moment dat, când nu mai știam ce se întâmplă cu firma, continuăm, nu continuăm. Am, am citit Revolta lui Atlas. Absolut minunată cartea ca asumare de responsabilitate. Nu neapărat în spațiu de business, dar ca om. Cartea este din spațiu de business mai degrabă, e un roman, dar se, atmosfera e aso, tot acțiunea să pertenești într-o lume de, de afaceri. Înțeleg metafora, da. că tot ce răbdăiești pe lumea da, ta. Da. Dar e, e, nu știu, sunt, cred, cărți care mie mi-au da, mi construit sau mi-au dat o anumită stabilitate pe care eu acum lucrez, pe care acum trăiesc cu siguranță, cred că una din cele mai mari realizări pe care le-am avut în ultimul timp a fost să încep să fiu mai eficient sau mult mai eficient și mai arogant cu timpul meu în sensul de a refuza anumite lucruri, anumite lucruri care nu mi se mai potrivesc, le refuz. Era o vremuri în care orice contract, dacă nu erau, nu știu, producători de tutun, de exemplu, nu am lucrat niciodată, cu producători de bere am lucrat, și foarte ok, îți dai seama, după 13 ani de Germania, foarte ok cu berea, dar cu alcool puternic nu am lucrat niciodată. Anumite partide politice care la un moment dat s-au dezvoltat cu comuniștii, de exemplu, nu am lucrat niciodată. Eu am trăit 14 ani în comunismul românesc, am ajuns în Moldova, în, într-un comunism moldav în care vârfurile ca și în România mergeau cu cele mai enorme mașini. Nu ai cum să fii parte dintr un partid comunist sau socialist să mergi cu cele mai mari mașini din univers. Nu, nu, nu merge. E. Comunismul în sine nu e deloc rău. Realitatea, însă, sau ideea lui trans, transformată în, într-o chestie reală, umană, na, duce la faptul că eu, de exemplu, am refuzat astfel de, de contracte. Dar altfel, încercam, bineînțeles, ca în orice afacere, să aducem cât mai multe contracte în, în firma. Acum nu. Acum, adevărul adevărat este că. Trăiesc foarte mult din amintirile oamenilor despre mine. Nu cred că am nevoie de mai mult în clipa asta. Singura chestie de care, pe care simt că s-a schimbat și că am un pic nevoie de ea, ca să nu sună așa de, de ideal o să am acum la în final de noiembrie probabil o să fac un prim training deschis pe partea asta de coaching pentru că simt că am ajuns la o maturizare a metodelor pe care le funcționez, le folosesc pe care aș vrea să o dau și mai departe dar altfel cred că mi-am construit un sistem cu clienți puțini care mă oferă însă mult spațiu am devenit mult mai agresiv în poziționarea mea financiară Um, și poate și a mea ca trainer pe platforma asta ne deului ului atunci când, facem, când avem contracte de business și atunci lucrând mai puțin dar mai scump um, de fapt îmi uh, eliberez niște spații în care, da, nu știu pot să dau cu uh, toporul și să-mi distrug mâna știi că asta trebuie să fac un om normal sau să vin la un podcast la un S profesor. Da, sau să vin, de exemplu, la, da, la latină. De fapt, eu nu am venit la, la, un profesor, ci am venit la latină după discuțiile pe care noi le-am avut și da, da, mersi de invitație. Da, mersi pentru podcastul de astăzi. Și îmi sănătoși.